Jucătorii antrenați de Bogdan Șoldănescu au moralul ridicat după victoria cu Steaua București și speră ca duminică să-și adauge în cont alte 3 puncte. Universitarii nu vor putea miza însă în etapele care urmează pe 2 jucători foarte importanți în compartimentul defensiv. Este vorba despre pivotul Alexandru Bologa și interul stânga Andrei Bruj, care au fost suspendați pentru 8 respectiv 4 jocuri după cartonașele albastre încasate la meciul cu Steaua. Eu cred că meritau suspendați pentru că au primit roșu și cartonaș albastru direct, e normal, dar cred că e un pic cam aspre decizia, pentru că nouă celor de la Suceava nu s-a mai întâmplat niciodată, iar cred că am văzut faza de 20 de ori, cel puțin cea lui Alexandru Bologa, nu am văzut o intenție clară de a lovit, nu s-a dus cu cotul în față, ci pur și simplu a sărit la bloc. Într-adevăr, pune mâinile un pic, dar se lovește de podul palmei, nu avea pumnul închis. Dar probabil cei din comisie știu mai bine ce au văzut. O să ne lipsească foarte mult. Încercăm să facem un apel astăzi prin domnul profesor, să încercăm să reducem pedeapsa, pentru că, într-adevăr, ni se pare un pic cam drastic. Cum am zis și imediat după meciul de duminică, cele 3 puncte câștigate atunci nu înseamnă nimic fără cele din meciul următor. O echipă cu jucători foarte, foarte experimentați, cu multe selecții în lotul național, mă refer la Marius Adoveac, la Cristian Fenici, care duc greul în continuare pentru echipa Timișoarei. Au transferat din nou pivotul cu experiență pe Pribanici, care a mai fost la Timișoara. La fel și el este un jucător cu mare experiență, la 36 de ani. Plus, Sabin Ignat, au jucători și tineri care suplinesc atunci când cei mai cu experiență obosesc sau au nevoie de 4-5 minute de odihnă. Au un lot complet, cred că o echipă competitivă și ne va fi din nou greu ca să obținem victorie. Pregătirile decurg bine, cred eu. Suntem cu toții conștienți că avem nevoie de cele 3 puncte după primele 2 etape unde am pierdut puncte importante. Trebuie să facem totul să rămână punctele acasă. Timișoara este o echipă foarte experimentată și toate meciurile care le-am avut cu ei au fost meciuri foarte grele. Noi ne putem face meciul ușor dacă îl tratăm serios din primul minut până în minutul 60 și să încercăm să eliminăm cât mai mult posibil punctele lor forte, care sunt, știți și dumneavoastră, cei 2, Fenici și Sadoveac. În cadrul etapei a 4-a din Liga Zimbrilor se vor mai disputa următoarele meciuri: Universitatea Cluj, Dinamo București, CSM București, CSM Vaslui, CSM Focșani, CSM Sighișoara, Steaua București, CSM Constanța, Mina Urbaia Mare, Putai Saturda și CSM Bacău, HC Buzău.